Bună dimineața, Melk! Bună dimineața, Văcuțe! Bună dimineața, Oițe! Bună dimineața, Heidi! Credeți că așa frumos, cum vedeți, fără astea, e Elveția sau Austria? Crezi că, ce frumos, parcă am ajuns în Elveția, oare în Elveția eram, am uitat unde sunt și vezi gunoile, pac, stai, eram în România. Și practic asta e. De aici începe rezervația și cam așa e tot traseul, sau cel puțin mare parte din el. Cum se aude când mă apropii, de-aia fac pas, aud pe lemnul ăsta și în fața mea, la câțiva metri, se aud. Hai că găsim, da, ce frumos e centru, că e aici, centrul satului. Asta din 1280. 1280. Avem trei ulițe. Așa. Și în fiecare parte o Felseg, unde ați venit, în Londru. Da. Și bună dimineața, internet, și bine v-a regăsit cu bine. Alex, pe motor aici, într-o duminică răcoroasă de vară. Am zis să mergem la o plimbare împreună într-o comună aici, la 2 pași de Cluj-Napoca, nu știu cât avem, cred că avem vreo 30 ceva de kilometri în total, sau 40 ceva de kilometri în total pe varianta lungă, cum o să merg astăzi, și anume în comuna Sic. Și mergem în comuna Sic pentru că sunt două chestii pe care vreau să le vedem împreună și să le avem documentate pe canalul ăsta de YouTube. Și anume, tufărișurile de la Sic, despre care mulți dintre voi, mai ales clujenii, cu siguranță ați auzit, care este o rezervație naturală, agvafă unică, ceva de genul ăsta aș vrea să zic, dar nu știu dacă e denumirea corectă, așa că îți vă pun acum pe ecran. Practic, sunt o grămadă de belți, mlaștini, în luciu de apă, chestii de genul ăsta, unde crește un impresionant stufăriș, da? Stuf, știți plantele astea? Stai așa să trecem de autobuzul acesta. Așa, unde crește stufărișul ăla și adăpostește o multitudine de specii de păsări și e declarată rezervație naturală și amenajată ca atare. Ceea ce mi se pare foarte fain să avem așa ceva chiar la 2 pași de Cluj. Și asta fi prima chestie pe care vreau să vedem împreună și ulterior, după asta, să mergem să vedem biserica reformată din Sic, care e o biserică veche, din secolul 13, adică o biserică veche de 800 de ani. Ceea ce iar mi se pare foarte interesant, că avem așa ceva și pe asta nu am mai văzut-o nici eu. De recent am aflat de ea și de aia aș vrea să o văd, că mi se pare foarte interesant o construcție așa de veche să avem la îndemână, așa de aproape de Cluj și să nu o fi vizitat-o niciodată. Deci cam ăsta e planul nostru pe astăzi. Acum ieșim din Cluj în direcția nord-estică, adică mergem spre Dej. În mod normal am putea să mergem și pe drumul european spre Dej și după aia undeva prin zona Jucu am putea să facem o dreaptă, dar noi nu o să facem asta, o să mergem pe ruta scenică, adică o să ținem tot înainte prin sate, prin Apahida, după care o să ținem tot direcția nord-estică pe drumurile astea comunale, județene, ce o fi, naționale, că nu-i fac multe chestii naționale, da, whatever, drumurile astea, adică să evităm drumul european spre Dej, până când o să luăm înspre Gădălin și după aia de la Gădălin, cu G, de la Gâscă, da, uite ce chestie interesantă, dacă avea o gâscă pe care îl chemau Gădălin, ai putea să zici Gădălin, bataie de gres. Deci să luăm spre Gădălin și după aia de la Gădălin spre Sic. Așa că, ce pot să zic, capă, paie și bătaie, drum bun să avem și noi. Nu m-a privit și voi ce traseu extraordinar e aici, în partea asta, între Cluj și Reghin. Ce zonă frumoasă, mai ales așa, acum o duminică dimineața, când e liber și ești aproape singur pe drum, vezi o mașină din an în Paște, drumul bun, asfalt e bun, în mare parte e curat. Totul verde în jurul nostru, sau aproape verde în jurul nostru, că deja încet, încet o ia spre maroniu. Dar uitați ce zonă faină e. Oamenii adună fânul, s-o copt copușoiul, văcuțile stau la păscut. Bună dimineața, văcuța, bună dimineața! Wow, câte sunteți! Mamă, fii atent! Uite la asta ce coarne are! Nu ce spune! Pece mișto de bovină, ui, și mai este un acolo sus pe deal, ce fain stă. Nu știu cine am de văcuță, ei că nu mă pricep la rasele de văcuță, dar era foarte faină. Adică erau foarte faine, că erau cel puțin două pe care le-am văzut eu. Dar ce fain ești traseu pe aici.
atoleai pe contrasens, cu farurile stinse, normal, și fel de Skoda. Ăștia stau pe banda lor, stau pe banda lor. N-avem mult de mers în direcția asta, cum am zis, nu știu, mai avem 4,4 km numai până la ceva localitate care am uitat acum cum îi zice, am pus-o pe navigație, ca să nu mă ducă pe partea alaltă înspre Dej. Și mai avem 4,4 km până la waypoint-ul ăla din localitatea pe care am pus-o pe navigație. Și acolo o să facem stânga și să luăm în direcția SIC. În total v-am zis, 40 ceva de kilometri, dar când mergi pe zone de genul ăsta, e 40 ceva de kilometri așa de fain. Cred că după dealul ăsta din față, până acum o să urcăm pe dealul ăsta, coborăm pe partea largă, nu știu cum ar trebui să fie intersecția, dacă mă aduc bine aminte. Din satul ăsta unde suntem acum, și anume satul Gădălin, în comuna Juhu, mi se pare că e un sat foarte frumos. Deci toate casele erau oraș, nu e un sat tradițional, ardelene sau ceva de genul ăsta, cel puțin nu majoritatea caselor sunt destul de noi și moderne. Modele după standarde din anii 90-2000, la aia mă refer. Dar e foarte frumos și îngrijit și toată lumea are flori. Uite, casa asta e prima casă pe care o voi tărăpăna, sincer. Drumul curat peste tot, asfaltul bine făcut, curțile curate, casele curate și aranjate, foarte frumos. Bravo locatare satului Gădălin. Faceți o treabă foarte bună și sunteți un exemplu. Stai așa, să fiu atent că în 300 de metri trebuie să iau la dreapta. A, uite acolo în fața un indicator și noi luăm în partea aia pentru dealurile astea. Asta a pescuit, domnii. Drăguți, uite oițe, but where there's oițe, there's și câini, deci grijă Alexandru, da, uite, intersecția avem bunții de 8 km la stânga, Jucu 4 și Gherla și Sic, până noi până la Sic avem 14, bună dimineața oițelor, bună dimineața Melc, bună dimineața Văcuțe, bună dimineața oițe, bună dimineața Heidi, bună dimineața internet. Bună dimineața, vânturelul ăla! E o zi așa bună ca să fii optimist, mai ales că ești motociclist și ai lumea și libertatea asta pe două roți la picioare. Felicitări tuturor participanților în această activitate, mă refer. Deci s-a mai îngustat un pic drumul, e tot proaspăt asfaltat. E un pic mai îngust și mai cu denivelări, ca să zic așa. Nu-i rău, nu-i rău, numai că nu poți să mergi la fel de tare când mergeai până aici. Oricum, eu clar, traseul ăsta vi recomand din suflet către SIC, când veniți în coa, mai ales pe două roți, că e mult mai fain și mai puțin plictisitor decât e drumul european care leagă Clujul de Dej. Noi puteam să venim, v-am zis, inițial Cluj în direcția Dej și veneam pe la Jucu și așa am tot aici, la intersecția asta, unde am văzut comunicatorul. Dar e mai fain pe aici. Uite, alte oițe, alți potențial câini, trebuie să avem grijă, deși sunt cam departe, dar știu eu din experiență ce viteză iau ăștia când vor să te frece la cap și ciobanilor nu le pasă. Și știu eu ce viteză iau de pe alte dealuri, că am pățit, nu cu motocicleta, cu alte vehicule. Îmi dat seama că mă duceam ca tare și drumul e foarte denivelat, nu știu cât vă dați voi seama de pe filmare. Și am zis totuși, hai să o las un pic mai moale, pentru că mai avem 7,6 km. Să nu mi-arunce cumva roata din spate într-o parte sau alta de pe dinivelările astea. Ăla chiar e Iuliu. Oh, nu cred că nu Iuliu, e imens. Deci față de un vânturel, ăla e imens. Sau bufniță. Mamă, ce frumusețe. Dar am oprit aici, uitați ce vedere faină.
Ce fain e așa valea asta, între dealuri, așa încircuită. E superb. Și acolo cred că e Gădălin, satul din direcția în care venim. Suntem exact la ieșirea din comuna Jucu și intrarea în comuna Bunțida. Gunoaiele tradiționale românești, că, na, să nu uităm vreo secundă unde suntem, să nu credeți că așa frumos cum vedeți fără astea, e Elveția sau Austria. Crezi că, wow, ce frumos, parcă am ajuns în Elveția, oare în Elveția eram, am uitat unde sunt și vezi gunoaiele, pac, a, stai, eram în România, mi-am adus aminte. Nu, și în partea asta. Ce fain se vede. Ce fain sunt toate dealurile astea. Nu mai fain dacă veneam odată o tură la începutul primăverii sau în primăvară să fie chiar totul verde, 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 că acum ai combinat verde cu mult maroniu. Da, tot e superb. Foarte fain. Hai, să dăm bici mai departe. Mai avem numai 7 km de aici. Sau poate chiar mai puțin, s-ar putea vreo 6 să avem. Deci, frate, uite cât a făcut în mijlocul drumului. Așa, ferește-te. Să nu te sperii nici eu pe tine, nici tu pe mine. Nu zic că nu ești o frumusețe, e superbă, iubita mea. Dar nu am chef să n-au pot cu avocat. Uitați ce frumusețe de zonă. Da, mă, uite ce și băi, nu știu ce. Nu știu dacă ați văzut, erau ca niște bazine făcute. Cred că mai auzit ceva băi sărate sau ceva de genul în zona asta. Dar nu am fost niciodată. Și oamenii erau acolo. În vreo doi oameni sau trei. Care se pregăteau să intre în apă. Și ajungem la stufărișurile de la Sic. Chic. La lui Sic. Vedeți aici în dreapta ce se vede, începe, dar hai că avem o parcare imediat în stânga și o să o luăm la picior pe jos. Nu că am putea să o luăm la picior pe sus, dar e nou termin. Și un pic jegos asfaltul. În partea asta, uite, asta e tot stufărișul. Ce sunt făcuțele? Nu, mă, de ce au făcut gard? Închis parcare, au făcut o construcție aici, ce se întâmplă? Nu erau chestiile astea aici. Și au făcut o chestie și au închis și au pus pietriș și... Nu știu ce ne-am, ceva stații de apă, cred că. Dar s-o căcat în ea în parcare. Mă scuzați, pardon my French. No, hai să vedem cum e fața. Liber, liber. E, nu, uite aici e parcare și cu astea. Așa. Astea le căutam. Deci aia s-a construit că într-adevăr nu era. Dar parcarea a rămas aici. Și cu chiotoșcolaciu. Și cu căbănuța asta, terasuca asta, la care o să revenim la un moment dat, când o să fie deschis, dacă o să prindem deschis astăzi. Dacă nu, asta e viața, eu filmez sau vorbesc singur, filmez. Bun. Lăsăm pe Heidi, lăsăm casca și o luăm la perpede, să o luăm la picior prin rezervația de stufăriș de la Sic. Vedeți? Ce fain? Făcut podețul ăsta. Și o să mergem și hai să facem ceva ca să vă arăt exact cât de lungă e traseul ăsta. O să-mi punesc un workout pe ceas să urmărim distanța.
Iar de următoarele obiective din Comuna Sic sunt administrate de către Agenția de Arii Naturale Protejate, 505 hectare de rezervație naturală, un centru de informare, un kilometru ponton din lemn, un turn de observare și două foișoare de vizitare. Deci, nu, are un kilometru pontonul, am pornit degeaba ăsta, workout-ul, dar nu contează. Hai să mai umplem cerculele de ceas. Și practic asta e. De aici începe rezervația, acolo nu știu cât vedeți voi, dar e niște lavandă, cred că e mamov și am mai văzut prin zonele astea, pe aici, pe acolo. Și avem un ponton așa lung, 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 prin toată rezervația. Lung de un kilometru, după cum am văzut că scrie acolo. E destul de sigur că am mai mers pe ele, la un moment dat erau câteva leață de astea, câteva scânduri rupte, dar în mare e destul de sigur. Nu cred că există riscul să cădeți și după cum vedeți, înălțimea nu e foarte mare. Mai ales că mai încolo, dacă scădea, scădeam la ștenă, pe moale. Și crocodili și aligatori, mă gândesc că nu sunt în zona asta. Hai, să merem. Deja din punctul ăsta, se pare că ești ca în Delta Dunării. Și nu mă înțelegeți greșit, nu am fost absolut niciodată în Delta Dunării, dar așa pare. Uite ce fain, avem un foișor aici, în partea asta. Asta e jos. Uite ce urât, avem gunoi acolo, în partea asta. Da, na. Și mai urmează unul super sus înălțat acolo, să vedem imediat. Și cam așa e tot traseul, sau cel puțin mare parte din el, o să mergi prin stufăriș de asta. De asta și rezervația naturală de stuf. Că așa arată un stufăriș și tot așa deasă, deasă iarba în jurul nostru. E foarte frumos, sincer vă zic, mi-e place foarte tare locul ăsta. Și îmi place că l-au făcut și au făcut mizeria asta de ponton. Care cât 2 lei făcută și de 100 de ani, că se vede că e veche, nu e ceva nou și modern, dar e fain că o făcut și bine că l-a făcut, că e foarte fain să te plimbi pe aici. Și din fericire noi am venit acum destul de devreme, că e de-abia 9 și ceva ceasul și nu ne încălzim prea tare, nu ne bate foarte tare soarele în cap, dar în rest după aia peste zi o să fie și cald tare la căldurile astea și este și un miros deosebit, nu știu exact cum să-l explic. Dacă n-ați fost vreodată într-o zonă de asta mlăștinoasă, nu cred că știți, dar dacă ați fost, e mirosul ăla de mlaștin, așa, înțepător, greoi, cumva. E foarte interesant. Și ce mare iarbă pe lângă mine. Eu am 1,80 m și cât mine. Și chestii vii pe aici, le aud cum se mișcă prin iarbă. S-aud broaștele odată, dar cum merg eu, s-aud chestii pe sub mine. Cum se sperie și își iau tălpășița, știți? E foarte fain. Și al doilea foișor de pe traseu e foișorul ăsta înălțat. Unde cu ochiul cu vaia să urcăm până sus, că avem camera în mână și putem să folosim doar o mână la urcat. Dar tot o să ne urcăm. Vedeți ce fain se vede. Ia, stai. Așa, merge? Merge. Și cu o singură mână. La coborât nu o să meargă, dar... Bună ziua, uite, pus și uși, să mă prind, să mă țin de ceva, așa, oare ce e asta? Ceva scăieț? Da, pare că e un grup de scăieț. Da, și uitați, asta e vederea de jur împrejur a rezervației naturale de stufăriș de la Sic. Trebuie să recunosc că e foarte fain locul ăsta și foarte fain amenajat faptul că au făcut astea două foișoare și pontonul ăsta prin toată rezervația naturală. Și sincer, sincer, vă recomand dacă sunteți în zona Clujului, dacă nu sunteți din Cluj și ajungeți pe aici, să faceți o vizită și la locul ăsta, mai ales dacă sunteți prin Cluj, nu mai zic, dar mă aștept ca majoritatea clujenilor să fi fost deja pe aici. Și aia că o să coborâm și o să luăm mai departe în partea aia. Să vedem până unde duce pontonul și care e distanța de fapt. Că a pus foișorul ăsta, nu știu că e înălțat, dar faptul că poți să te oprești un pic la umbră e super bine, că deja arde soarele și cum usc el, deja era în caput de cald, dar numai bine că am luat pauza asta și am filmat aici, m-a răcurit un pic, deci no, bine gândit. Uitându-mă pe ceas la workout-ul pe care l-am pornit, avem 480 de metri până aici la foișor, deci practic foișorul ăsta ar fi cam la jumătatea drumului. Ridic un pic camera. Și o să fac așa o panoramă de jur împrejur, să vedeți voi mai bine decât văd eu de aici, cât de mult se întinde și cât de mare e stufărișul ăsta.
Ce vedeți? Ajung într-o zonă în care iarba, stuful e din ce în ce mai des. Semn că nu prea ajunge multă lume până în capătul ăsta, până în partea asta. Și îmi pare rău că nu reușesc să prind pe cameră cum se aude când mă apropii. De-aia fac pas, aud pe lemnul ăsta și în fața mea, la câțiva metri, se aud cum se spere chestii și încep să se mute. Și dacă sunteți curioși cum arată, o să încerc să cobor camera mai jos un pic, la bază, să vede cât de cât mlaștina. Cam întuneric, nu prea ajunge lumina, vă dați seama. Dar se vede zona asta blăștinoasă, ce la baza stufărișului. Uite aici ce s-a îndesat stuful. Semn că-s primul care trece pe aici după ceva timp. Și ajungem în capăt. Pentru o distanță totală de 1 km și 10 metri, poate chiar de 20 de metri, dar să zicem că avem vreo 10 metri marjă de eroare când ne-am suit și ne-am învârtit în foișorul ăla înalt. Și aici din nou te intersectezi cu ceva drumuleț de țară, că poți să-l accesezi și prin partea asta. Și cam ăsta e. Sper că v-a plăcut rezervația de stuf de aici, de la SIC, și v-am trezit suficient interes încât să dați și voi o tură până aici. Eu o să mă duc kilometrul ăsta înapoi, acum până la Heidi, mă echipez, ne suim pe motor și luăm în direcția Bisericii Reformate Calviniene. Cred că e calviniană, dacă mi-aduc bine aminte. Să o vedem și aia, o să vedem pentru prima dată, acum împreună, că nici eu nu am mai văzut. Hai, dăm bici înapoi. Mă strec chiar de kilometrul ăsta de stuf. Și sper să nu mor de cald, că deja se încălzește și mă bate soarele în cap și pe chilie aici și îți dau cu SPF, ceea ce sper că faceți și voi, dar tot mi-e cald. Bună ziua! Cam cât gata? Cât timp îți gata? Prima tură? 15-20 minute? A, perfect, mă duc până la biserica reformată și trec până înapoi să iau. Mersi! Ați auzit, după biserică o să servim și un mic dejun la campionilor, și anume un chiortoș colaci. Bun, iată-ne înapoi pe motor în drum spre a doua destinație din planul nostru măreț de astăzi, și anume Biserica Reformată din SIC, care e la aproximativ 2 km, 2 km 400, cred că am avut pe GPS când am ieșit din parcare. Deci aici a luat aruncătură de băți și pe ocazia asta vedem și satul SIC. Sunt cam multe case învechite, din păcate, mi se pare că... Adică presupun că sunt mulți oameni plecați care nu s-au mai întors, le-au ajuns așa în paralel unele case, dar unele sunt chiar frumoase. Și acolo în față, pe deal, vedem Biserica Reformată, nu știu dacă o vedeți voi. Da, acolo trebuie să ajungem. Mă, ce frumos e centru aici. Zona asta centrală, noi trebuie să ținem în partea asta. Nu știu pe unde să ajungem. Hai că găsim, da, ce frumos e centru pe aici, centru satului. Păi e un satul viu, așa, mărișor. Oare aici e parcarea? Ba, e parcare și pe unde se merge la biserică? Hai să mergem cu motorul până sus să vedem dacă chiar asta e parcarea. Poate este numai sus aici. Uite, este și aici parcare. Și... în strada aceasta. Ia să facem un stâng aici. Pare că nu vine nimica. Și hai să lăsăm aici undeva unde nu încurcăm pe nimeni. Am ajuns. Și lăsăm apcia la umbriță. Și cu ultimii 8% din baterie intrăm pe poarta bisericii să vă arăt. Pentru că sunt alălău și mi-am uitat bateria de rezervă acasă. Dar uitați ce mare și impunătoare e. Și e foarte mișto că în toată curtea o să găsiți câteva panouri de astea. Am mai citit câteva cu istoria ei. Istoria Bisericii Reformate din SIC,
cu rezultatele, cum le zice, nu arhitecturale, arheologice, așa, ce lucrări s-au făcut, ce studii arheologice s-au făcut aici pe celelalte panouri. Și am găsit o intrare, să vorbesc foarte înjurată. Dar se pare că nu am unde să intru mai departe. Ori se poate și urca? Se poate urca, da? Da. Hai să vedem ce găsim cu ultima baterie. Ok, ok, dar a făcut expozițional, deci sunt o grămadă de informații aici. Picturile murale. Cu ultima parte din baterie de la cameră. Am reușit să urc până aici în turn, în vârf, la clopote. Din păcate geamurile sunt închise, dar putem vedea clopotele bisericii și turnul. Greu pe scările astea, cam abrupte. Ne deschideți să-și vedem? Perfect! Uitați ce vedere faină asupra satului Sic. Tare, nu mă auzi ce să spui mie. Am făcut schimbul pe telefon și îl filmez cu el, că m-a lăsat bateriile și m-am uitat bateria de rezervă, dar ce vreau să zic, că sincer, că nu credeam că o să fac asta, duminica asta, dar mă bucur că am făcut asta, că voi am fost acolo, că l-a tras clopotele. Fără mâna! Uite că primim și tot. Nu știam dacă am voie să intru. Da, cum să nu? E foarte frumoasă. Asta din 1280. 1280, da, da. 800 de ani. A fost turcii. Da? O distrus-o? Da. O distrus și acum vreo 10 ani a fost. S-a reconstruit, da. Construită. Da, da. Am văzut. Acolo stă băieții, acolo e muzică. Da, orga. Orga. Și am înțeles că și orga e foarte veche. Da, foarte vechi. Da, da. Foarte vechi. Și pot să arăt, aici în lăuntru, aici avem din cum am început, din reformație. Am înțeles. E foarte vechi. Foarte, da, da. A fost, și de ce nu sunt niște... Vestigii arheologice? Da. Da, am înțeles. Și sunt scrise cu latină. Am înțeles. Cu latină, da. Foarte aici, vedeți? Da. Foarte veche, din latină, scrise cu da. Latină. Și aici este, o știu, din... Și aici... Foarte, foarte vechi. Și toate scrierile astea sunt vechi. Da, da, da. Să le vezi. Am înțeles. Vin oamenii în vizită sau nu la slujbă? Vin, de la 11 sunt. Da, e slujba. Da? Începutul și până la 11. Ah, super. Dar încă nu au venit. Și am înțeles și eu niște vizitatori. Că băiatul meu
Am înțeles. Și sunt turiști aici în zonă? Cum? Sunt turiști, vin turiști în zonă. Da, sunt spanioli acum. Ah, și de aia am venit mai înainte să vă arăt. Super, mulțumesc. Da. Foarte frumos. Foarte vechi. Și acum, vreo 10 ani, a fost... Da. A fost și este... Renovat. Toate biserica sunt călduri. Am înțeles. Da. Și fiecare parte... Avem 3 ulițe. Așa. Și în fiecare parte, o Felseg, unde ați venit, în Londru. Da. Și acolo Chipkeseg și asta Foroseg. Așa. Trei ulițe sunt. Am înțeles. Așa sunt scrise în... Am înțeles. Da, și asta tot scrise în... Cum să zic? În cum zice, în carte. Așa. Când a început reformația, că asta a fost biserică engalică. Da. Și după aia s-a reformat. Am înțeles. Și asta e reformată. Da, da, da. Și cum ați venit, aia e grâg. Așa. Ortodoxă. Ortodoxă, așa. Dar tot e maghiară. Da, da. O să arăt unde e biserică din lemn. Așa. Îmi merem afară, o să arăt unde e, închide ușa, să arăt unde e biserică din lemn. Am înțeles, am înțeles. De aici. Dar și asta e foarte frumoasă, biserica. Da. E deosebită. Și nu știu, astăzi am aflat de ea. Da? Mă uitam, da, că am venit la Stufăriș aici, la SIC. Și acolo vedeți că tot da. De latină. De la tine scrisă, au rămas de la Evanghelie catolică după restaurare. Am înțeles, am înțeles. Pereții ăștia, spuneți. Da. Da, da. Am înțeles. Acolo, dar nu se vede de copaci. Am înțeles. Da. Și acolo e biserica de lemn. Biserică din lemn, uh-huh. De ortodoxă română. Da, cred că văd turnul acolo. Da, aveți? Da. No, aia din lemn, foarte frumos. Am înțeles, am înțeles. A fost fixat, o rămas. Așa? Da. Turcii și... Totul a distrus, da. Rămas numai 100 de oameni. Am înțeles, da. Da. Bună ziua! Nu mă pot. Eu nu pot. De acolo, de aici, puteți să filmați. Da, da, da. Că asta e portul. E portul tradițional aici în România? Tradițional. Foarte frumos! Foarte frumos! Deci, după cum ați văzut, am primit un neașteptat tur ghidat al bisericii, pe care îl apreciez foarte mult, foarte drăguț a fost doamna. Și acum am ieșit afară și observ și ce view fain este aici, în spatele bisericii. Și ce am mai aflat, nu pentru astăzi, pentru că astăzi nu mai am baterie la camera, aia că am dormit în popor și nu am bateria de rezervă. Pe dealul ăla din față, vedeți acolo un turn, hai să vedem unde îl identific eu ăla. Este o biserică foarte veche ortodoxă, care merg pe vizitată, deci trebuie să ne reînsoarcem pentru biserica aia. Și mă zis, doamna, biserica aia și astea sunt din puține chestii care au rămas în urma turcilor când au invadat zona asta. Doamnelor și domnilor, stați-mi locați tradițional aici în zona aceasta, pentru slujbă. Sunt foarte drăguți cum vin așa echipate. Dragilor, și cam asta a fost cu biserica reformată. După cum ați văzut, oamenii de aici sunt foarte drăguți și au fost foarte drăguți. Doamnele, să mă lase să și tur, să asi și la tragerea clopotelor și să-mi facă și turul bisericii. Ceea ce... Iana, pot, bună ziua! Da, cam asta e. Acum hai să-mi string telefonul, că acum filmez cu el și să mergem vreo în curte și aia și să ne încheiem excursia pe astăzi. Eu, dragii mei, vedeți frumusețea asta? Proaspătă din dimineața asta. Am fost aici când era închis și nu era încă.
Mi-au mic dejunul campionilor, aproape prânză campionilor. Dar pentru tura de astăzi cam gata. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos, sper că v-am trezit interesul pentru o vizită aici la SIC, să vedeți și voi rezervația naturală Stufărișul, să vedeți biserica reformată veche de 800 de ani. Dacă ați rămas până aici și nu sunteți abonați, să vă rog să luați în considerare o abonare, doar cu ajutorul vostru pot să cresc canalul ăsta. Și dacă tot sunteți acolo în zona aia de jos, cu butoanele puteți să dați un like și un share către prietenii voștri. Da, să nu uităm, până data viitoare, mersi că ați rămas până aici, apă, paie și bătaie și asfaltul uscat.